pentru aceste date. Alături de mine în platou e colegul meu, Stelian Muscalu, realizator Business Club. Mulțumesc pentru prezență, Stelu. Mulțumesc și eu. Am auzit aceste date de la Andreea Popa, da? Fără impozite noi, fără taxe noi, sună foarte bine, mai ales într-un an viitor ce se anunță unul de criză economică, pentru că știm că la precedenta criză financiară, astea au fost marile greșeli ale guvernelor de peste tot. Cât sunt defezabile? Bun, am să încep cu începutul. Auzeam rostindu-se cuvântul entuziasm și eu sunt unul dintre entuziaștii care privesc de pe margine deocamdată noul guvern și sunt entuziast pentru că nu mai văd dinozaurii politici pe care i-am văzut în ultimii 30 de ani și care au făcut, din păcate, atât de mult rău economiei. Nu știu dacă oamenii ăștia sunt buni sau nu. Știm că sunt profesioniști, știm că mulți dintre ei au lucrat în mediul privat, ceea ce spune din nou foarte mult despre capacitatea lor de a face lucruri, însă faptul că vedem fețe noi este un lucru excepțional. Ne dă acest entuziasm și această speranță că România se poate schimba la față. Nu înseamnă că o vom duce extraordinar de mâine, dar de mâine îmi place să cred că vom intra într-o oarecare normalitate, cu niște oameni care își vor face treaba și nimic mai mult. Și acum să revin la întrebarea pe care mi-ai adresat-o. Este greu de imaginat că România, că finanțele vor face față fără creșteri de taxe și impozite. Să nu uităm că terminăm anul acesta cu un deficit de 10%, anul viitor avem prognozat un deficit de 7%. E greu să te gândești, chiar dacă spunea fostul ministru al finanței, premierul României mai nou, că putem eficientiza actul economic astfel încât să putem merge mai departe din punct de vedere economic fără a crește taxele și impozitele. Sunt curios cum va face acest lucru, dar că vorbeam un pic mai devreme, probabil prin faptul că nu vor mai crește pensiile cu 40%, ci doar cu rata inflației, cu cât crește inflația, practic. Atenție! Este absolut normal să se iau astfel de decizie. Însă, în timp, finanțele trebuie antrenate și pensiile trebuie crescute, dar acest lucru trebuie făcut sustenabil după ce economia va fi pusă pe roate, fiindcă acum știm foarte bine că este deraiată. Mai mult, în programul de guvernare se spune că își doresc actualii guvernanți să aderăm la zona euro, practic să adoptăm și noi moneda euro. Să nu uităm că 2019-2020 a fost anul în care România nu a mai îndeplinit niciunul dintre criteriile de aderare la zona euro. Sunt 4 criterii acolo și mi le-am notat ca să fiu sigur că nu niciunul dintre ele. Este vorba despre stabilitatea prețurilor, avem finanțele publice solide, ori tocmai mai devreme vorbeam de acel deficit, acum este conjunctural de 10%, dar să nu uităm că am plecat de la un deficit foarte ridicat. Anul viitor nu mai vorbim de o conjunctură, toate țările cu economii sănătoase revin în matcă la un deficit de 3%, noi vorbim în continuare de 7% cu un semn de întrebare, dacă mă întreb pe mine. Vorbim de o stabilitate a cursului de schimb, aici este cu duș întors, rămâne de văzut cum va interacționa guvernul ăsta, cum vor interacționa miniștrii, având în vedere că avem 3 forțe diferite, fiindcă eventuale probleme pot pune amprenta asupra cursului și ratele de dobândă pe termen lung, din nou am avut oscilații, deci în 2019-2020 niciunul dintre cele 4 criterii nu au fost îndeplinite. Este greu să te gândești că într-un interval atât de scurt reușesc să echilibrezi lucrurile și cumva în 2024, așa cum spuneam, să aderăm la, să intrăm în antecamera monedei unice. Aș vrea să știu că nu mai avem timp, însă aș vrea să punctăm un pic și zona asta de infrastructură care este obsesivă pentru orice șofer, de fapt pentru orice român, chiar dacă nu e șofer, ieși într-o mașină și faci 10 ore de la București la Timișoara. Ceea ce simți direct. Aici este ceea ce simți direct și zilnic. Nu, promisiunile astea, deși sună frumos, trebuie să le luăm cu un praf de sare. În ultimii 10 ani am făcut un calcul, au fost promiși 11.000 de kilometri de autostradă. S-au realizat undeva la 800 de kilometri, atenție, deci sub 10%. Dacă este să păstrăm acest criteriu, acest procent din cei 1.000 de kilometri promiși, sper să nu avem mai puțin de 100 de kilometri în perioada imediat următoare. Este greu, dar nu imposibil. Cifra de 1.000 de kilometri mi se pare destul de mare, însă cu voință și mai ales cu
bani europeni, fiindcă acum avem oameni care au capacitatea să atragă fondurile europene, putem ajunge la o sumă de 500, de 700 de kilometri de care avem nevoie ca de aer. Am spus-o întotdeauna, infrastructura, drumurile, autostrăzile bune sunt ca și sistemul venos. Dacă ele sunt bune, sângele circulă și organismul este unul sănătos, adică economia poate crește. Nu putem vorbi despre o creștere, despre de fapt de o echilibrare și apoi o creștere economică fără o infrastructură solidă. Sunt toate legate. Din păcate, am bătut pasul pe loc timp de 30 de ani, o perioadă mare din cei 30 de ani, de fapt nici n-am bătut pasul pe loc, am mers înapoi. Eu sper ca să fie momentul în care tragem frâna de mână cu mersul înapoi și să începem să rupem inerția și să o luăm încet, încet înainte. A vorbit sigur viitorul ministru al transporturilor, în special despre autostrada Comarni-Brașov, pentru că e cea mai dureroasă și cea mai de impact public, chiar dacă nu neapărat cea mai utilă pentru asta economie. Asta este de impact public, mai ales în perioada asta, oamenii mai merg la schi cu toate restricțiile, că dacă ne gândim din punct de vedere economic, mult mai important este Pitești Sibiu, este autostrada Renault, este autostrada Ford, așa numită autostradă. Bine, acolo va fi un drum de mare viteză de la Ford spre Craiova. Este foarte important să ajutăm marii agenți economici să-și transporte marfa. Aveam la un moment dat o știre în care spuneam că Dacia plătește undeva la aproape 40 de euro în plus din cauza pe transport, pe fiecare unitate, pe fiecare mașină vândută, din cauza că nu are o autostradă. Deci iată cum, și vorbim de 340.000 de mașini anual produse, ori înmulțit cu 40 de euro, obținem sume fabuloase.